Un nou studiu a pus sub semnul întrebării ideea de mult timp vehiculată, conform căreia femeile trăiesc mai mult decât bărbații, în special în cazul bărbaților însurați și a celor care au terminat o facultate. Conform Digi24, în analiza care ia în calcul date obținute de pe toate continentele în ultimele două secole, s-a ajuns la concluzia că, deși bărbații au o speranță de viață mai scăzută decât cea a sexului opus, au o șansă însemnată de a trăi mai mult decât femeile. Între 25% și 50% dintre bărbați au trăit mai mult decât femeile, potrivit academicienilor danezi, care au spus că diferențele mari ale speranței de viață maschează uneori suprapunerea ale duratei de viață între cele două sexe. Un studiu a examinat datele despre durata de viață a bărbaților și femeilor din 199 de țări din ultimii 200 de ani. Concluzia a fost că bărbații au o probabilitate mare de a trăi mai mult decât femeile, în special în cazul bărbaților care sunt căsătoriți și cei cu studii superioare. Bărbații care sunt căsătoriți sau au o diplomă universitară tind să trăiască mai mult decât femeile care sunt nemăritate sau care nu au o diplomă de absolvire a liceului, au spus autorii studiului. În țările dezvoltate, probabilitatea ca bărbații să aibă o viață mai lungă decât femeile a scăzut până în anii 70. Moment în care șansele au început să crească gradual în rândul tuturor populațiilor, potrivit aceleiași analize. Mărimea și scăderea diferențelor de speranță de viață au fost atribuite în special fumatului și a altor diferențe de comportament. O interpretare oarbă a diferențelor de speranță de viață poate uneori să ducă la o percepție distorsionată a adevăratelor inegalități. În cercetare se mai menționează că, deși speranța de viață la bărbați este în general mai joasă decât la femei, iar rata mortalității la bărbați este de obicei mai mare la toate vârstele, bărbații au o șansă bună de a trăi mai mult decât femeile. Academicienii au sugerat faptul că o mai bună măsurătoare ar fi examinarea duratei de viață a ambelor sexe în țări diferite, relatează Digi24.ro.